găsit, dragi prieteni mari și mici, dar și mame și tătici! Astăzi ne aflăm la mare, unde este cald și soare. Apă, scoi și mulți pitici ce se bălăcesc aici. Vă invitați și pe voi să vă bălăciți cu noi! Ei, dragi prieteni, după cum bine știți de ieri, noi ne aflăm la mare, în stațiunea Olimp, la hotelul Belvedere și am aici foarte mulți copii dornici de distracție și voie bună, pentru că vrem să ne distrăm la fel ca ieri. Astăzi vom avea și invitați de seamă, bineînțeles, pentru că a avut loc recent un festival de muzică și vom afla mai multe detalii de la cei care au organizat acest festival, dar toate acestea puțin mai târziu, pentru că trebuie să respectăm formatul emisiunii și să introducem și cele două rubrici permanente în emisiunea noastră, rubrica Dacă fac sport, sunt frumos și sănătos și rubrica Și eu sunt prietenul vostru, pentru că astăzi avem prieteni noi de aici din Olimp și vor să vă salute pe voi cei care vă uitați în acest moment la noi. Și nu știu, poate mai au mesaje de transmis acasă, poate vor să ne spună o poezie, un cântecel, toate acestea le vom afla puțin mai târziu. După cum bine știți, emisiunea Peștișorul de Aur este o emisiune ce are loc în fiecare sâmbătă, da, știu că astăzi este duminică și că v-am surprins, sper eu, plăcut cu o emisiune, pentru că noi suntem plecați la mare. De ce suntem plecați la mare? Pentru că peștișorul nostru, Năzdrăvan, s-a gândit să vină să-și viziteze rudele din adâncuri. Așadar, noi suntem în căutarea lui, am venit până în Olimp să-l căutăm pe peștișorul nostru. Dragule peștișor, dacă ne auzi, noi te așteptăm să vii alături de noi, pentru că ne este foarte dor de tine. Știu că ne-ai lăsat câteva premii și că ți-ai putut lua o vacanță, dar noi am venit după tine pentru că o să terminăm rapid premiile pe care ni le-ai oferit. Chiar astăzi, dacă veniți în emisiunea noastră, veți primi foarte multe premii și avem nevoie de altele, peștișorule. Așadar, te rugăm din tot sufletul să te întorci, pentru că noi suntem în căutarea ta și sunt convinsă că și ție ți s-a făcut dor de noi. Între timp, noi ne distrăm, dacă toți suntem la mare și am venit în căutarea ta, suntem la mare și ne distrăm, este soare, este frumos, este cald, ne bucurăm că nu plouă. Și ce să zic, rămâneți alături de noi până la orele 12. Acum o să aleg un ajutor și un profesor de sport pentru cele două rubrici de care v-am vorbit puțin mai devreme. Ia să văd eu cine vrea să fie ajutorul meu de astăzi. Uite, ajutorul meu de astăzi o să fie... Cine o să fie? Eliana. Eliana. Eliana o să fie ajutorul meu de astăzi și profesorul de sport... O să fie profesor de sport în emisiunea de astăzi. Uite, avem aici un băiețel. Vrei să fii profesor de sport astăzi? Da. Vrei să fii? Și cum te cheamă pe tine? Negrea Teodor Andrei. Și cum să zic, Teodor sau Andrei? Teodor, am să zic, bine. Ce vârstă aveți voi? Ia veniți mai aproape așa de mine. Ce vârstă aveți? 8 ani jumate. 8 ani jumate, iar tu, Teodor? 6 ani jumate. 6 ani și jumătate. Cum este la mare? Vă simțiți bine? E foarte cald? E plăcut? Vă place să stați mai mult în apă? Vă place să stați pe plajă? Cum v-ați petrecut zilele aici la mare, în Olimp? Mie îmi place să stau mai mult în apă. Ție-ți place mai mult în apă? Iar ție, Teodor? Să construiești castele de nisip. Vedeți, preferințele sunt așa împărțite. Dacă tot mai văd copilași pe acolo, eu o să-i rog să vină alături de noi, pentru că o să facem cunoștință și cu ei. Puteți să veniți, da? Dacă doriți și vreți să vă distrați, până la orele 12 noi suntem aici și vă așteptăm cu foarte multe premii, cu foarte multe jocuri și foarte multe concursuri. Iar acum, Teodor, uite, o să-ți zic eu ce trebuie să faci, pentru că tu ești profesor de sport, o să mergi în fața noastră, da? Poți să te deplasezi dacă vrei, haide, în fața, acolo. Da, tu ai voie să stai cu spatele la cameră, restul nu avem voie să stăm cu spatele, să ne vadă telespectatorii noștri de acasă. Teodor, tu trebuie să execuți acum câteva mișcări de încălzire, da? Cât mai ușoare, sărituri, bătăi din palme, genoflexiuni, da? Te descurci? Iar ceilalți vor imita mișcările pe care le execuți tu, da? Ca să începem ziua cât mai plăcut, ne trebuie puțină mișcare. Haideți să vedem, noi ne așezăm acum
ca pentru o oră de educație fizică și sport. Mai, cei mici mai în față, da? Haideți, mai în față, mai în față. Nu în linie, că nu avem loc. Ia întindeți voi mânuțele. Întindeți mânuțele. Dacă l-atingeți pe vecinul din stânga sau din dreapta, înseamnă că nu sunteți poziționați corect și trebuie să mergeți fie mai în față, fie să veniți alături de mine mai în spate. Dar mai multă distanță ca să nu ne atingem, da? Așa, haideți. Ia să vedem noi. Este dimineață, este puțin mai greu, nu? Dar după ce o să facem înviorarea, cu siguranță o să fim mai vioi și mai bine dispuși. Acum colegul meu de la sunet o să pună o melodie, iar tu, Teodor, ești profesorul de sport, da? Ce faci tu, facem și noi. E ok? Ești pregătit? Bine, atunci să dăm start rubricii. Dacă fac sport, sunt frumos și sănătos. Salut, prieteni! Sunteți bine? Dacă fac sport, sunt frumos și sănătos, a luat sfârșit. Acum, uite, Teodor, am și eu o surpriză pentru tine. Pentru că ai fost profesor de sport, o să-ți ofer o mingiuță. Uite, uite-te așa cu fața la cameră, așa, gata. Acum nu mai ai voie să mai stai cu spatele. Iar pentru ajutorul meu de astăzi am să-ți ofer un colac cu greieraj, da? Uitați, ia uitați ce frumos este colacul, da? Pentru că tu ești ajutorul meu de astăzi și o să fii aici alături de mine până la orele 12. Desigur că aștept toți copiii dornici de distracție și voie bună să vină alături de noi, pentru că ne vom juca, vom cânta, vom dansa și vom avea surprize plăcute pentru voi, dragii mei. Și ca să vă demonstrăm că noi chiar ne distrăm aici, o să facem un prim joc, da? Vreți să vă jucați? Vreți să vă jucați? O să vă rog pe toți să mergeți pe scăunele sau pe șezlonguri, da? Pe unde găsiți voi un loc liber. Așa, și ia să văd eu, înainte de joc, cine nu mă cunoaște pe mine, cine nu mă cunoaște pe mine, cine nu mi-a spus cum îl cheamă niciodată, să vină alături de mine. Cine nu mi-a spus niciodată cum îl cheamă, să vină alături de mine, da? Alina, tu mă cunoști de ani de zile. Așa, uite, tu m-ajuți, da? Ei copiii care știi că n-au mai fost la noi în emisiune,
și îi aduci la mine aici, da? Să facem cunoștință cu ei, să vedem de unde sunt, pentru că suntem la mare și suntem acum din toată țara. Ia să vedem, cu cine facem cunoștință? Uite, cu cea mică facem cunoștință prima dată, dar nu stați așa în cer, da? Cu fața către cameră. E perfect așa. Draga mea, cum te cheamă? Cum te cheamă? Carina te cheamă? Măi, să știi că așa mă cheamă și pe mine, tot Carina. Eu zic că pe tine nu are cum să te cheme tot Carina. Că dacă mă cheamă pe mine, cum să te cheme și pe tine? Te cheamă sigur Carina? Sigur te cheamă Carina, sunt convinsă. Ea este Carina și câți ani are Carina? 3 ani are Carina. Mulți înainte! Îți place la mare, Carina? Îți place să te bronzezi, să stai în apă? Îți place? Și astăzi ce zici? Te distrezi alături de noi? Bine, Carina, atunci să rămâi aici pentru că sunt convinsă că o să mai vii și în alte emisiuni, că o să-ți placă. Aici o avem pe... Alexandra Simon. Alexandra Simon. Alexandra, de unde ești tu? Din Pitești ești tu. Și uite, dacă te urmărești acum din Pitești cineva la televizor, ce zici? Îi faci cu mânuța? Haide, ia fă-le cu mânuța. Așa, dragi prieteni din Pitești, vă salutăm de aici, din atmosfera aceasta de vis, de la mare, de la hotelul Belvedere, unde ne aflăm în căutarea peștișorului de aur. Ce vârstă ai tu? 8 ani. Asta înseamnă că ești clasa a doua? Cum treci în clasa a treia? Și cum s-a sfârșit clasa a doua? Cu bine? Ai luat premiu? Ai luat premiu, felicitări! Acum uite să o cunoaștem și pe, prietena ta de acolo, dar ajutorul meu de astăzi merge pe măsuța peștișorului și mi-aduce un microfon ca să ne descurcăm mai bine, da? Uite microfonul acolo pe măsuță. Așa, acela este microfonul, mi-l aduci tu repede, repede. Gata, ia să vedem noi dacă funcționează microfonul. 1, 2, funcționează foarte bine microfonul. Și o să-mi spui și tu cum te cheamă. Mă cheamă Maria Miruna. Și ce vârstă ai tu, Maria? 11. 11 ani. Ești aici la mare de câte zile? Locuiesc aici la mare. Locuiești aici la mare? Da. Unde, aici în Olimp? Nu, locuiesc în Mangalia. În Mangalia locuiești și astăzi ai venit în căutarea peștișorului de aur, da? Da. Uite, dacă ar fi să-l prinzi pe renumitul peștișor de aur, care ar fi cele 3 dorințe pe care îi le cere tu în scopul eliberării? El ți-ar spune așa: uite, dăm drumul, te rog frumos să mă duc la prietenii mei din mare, că o să-ți îndeplinesc 3 dorințe. Care ar fi cele 3 dorințe? Păi... Încă nu m-am gândit la acele 3 dorințe care mi le voi pune. Dar așa, în mare, nu știu, nu-ți dorești nimic? Nu. Nu-ți dorești nimic? Nu. Ia uitați un copil care nu își dorește nimic. Ce spuneți de asta? Orice părinte ar fi dornic să aibă un astfel de copil, să nu-și dorească bicicletă, telefon, calculator, jucării. Tu nu. Nu vrei, deci ai de toate. Da. Atunci acesta este motivul pentru care nu-ți dorești tu nimic. Acum o să-ți iau microfonul, da, pentru că trebuie să facem cunoștință și cu alți prieteni. Cu ajutorul meu de astăzi am făcut cunoștință și pe Dorian eu îl știu, dar să-l cunoașteți și voi, pentru că noi ne-am împrietenit aici la piscină. Veniți aici lângă noi să stați cu fața la cameră. Hai, Carina, cu fața la cameră, așa să te vadă toată lumea, da? Foarte bine, așa, uite, stai la umbră aici între noi, da? Dorian, noi am făcut cunoștință de ieri, da? Da. Ce vârstă ai tu? Câți ani ai? 8 ani. 8 ani. Să știți că Dorian nu locuiește în România, dar ne înțelege așa cât de cât. Da. Ne înțelegi, perfect. La jocuri oricum o să fie mai ușor, că o să vezi ce face toată lumea și o să te știe și el câteva jocuri? Da, sunt convinsă că nu știe jocul pe care îl știu. Tu știi peștele și pescarii? Pescarii nu. Nu? Nu știe, vedeți? Nu știe peștele și pescarii. Eu îl știu, dar o să vă învăț și pe voi, să-l știți și voi. Acum luăm microfonul și facem cunoștință. Cu cine facem noi cunoștință? Cu o fetiță creață și frumoasă. Ia uitați-o. Cum te cheamă? Tina. Cum te cheamă? Tina. Delia? Tina. Tina? Tina, ea este Tina și Tina, câți ani are Tina? Câți ani ai?
nu am înțeles câți ani ai, dar dacă ar fi cineva prin preajma, ești aici cu mami, cu tati, cu cine ești? Cu tati. Ești cu tati aici la mare? Unde este tati? Ia arată-ne-l pe tati. Că-l vedem noi pe tati. Uite-l pe tati, acolo te filmează. Ia uitați-l pe tati. El este tati al lui Tina, da? Ia fă-i cu mânuța. Așa, fă-i cu mânuța. Uite și tati îți face ție cu mânuța. Foarte frumos. De unde ești, Tina? De unde sunteți? În Germania locuiesc, i-au zis, au venit aici la mare, în stațiunea Olimp, să fie alături de noi în căutarea peștișorului de aur. Tina, îți mulțumim, da, luăm microfonul, ne jucăm puțin mai târziu, dar trebuie să facem cunoștință și cu... Marisa. Marisa, 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 noi ne cunoaștem de asemenea de ieri, dar voi, dragi telespectatori, nu ați avut ocazia să o cunoașteți pe Marisa. Marisa, ce vârstă ai tu? Am 7 ani și 3 luni. 7 ani și 3 luni. Și de unde ești? Din București. Din București și ai venit alături de noi aici, la mare. De câte zile ești tu, Marisa, la mare? O săptămână. De 8 zile? 8 săptămână. De o săptămână? De o săptămână. E, nu 8 zile, 7 zile. Am fost pe aproape, da, cu ghicitul. Și cum ți se pare? E frumos? Te-ai plictisit? E frumos, ai mai sta? Da. Ai mai sta aici la mare? Da. Ce-ți place ție cel mai mult? Să faci castele din nisip, să stai la plajă, la bronzat, să te joci în apă? Ce-ți place cel mai mult? Să mă joc în apă. Să te joci în apă, foarte frumos. Pe profesorul nostru de sport l-am cunoscut, dar dai tu microfonul puțin mai departe, te rog. Așa, și o să o cunoaștem și pe ultima noastră prietenă, pe care o cheamă... Maria. Maria, Maria, o să te rog pe tine să stai cu fața la cameră, să te vadă telespectatorii noștri. Maria, tu de unde ești? Eu sunt din Canada. Din? Canada. Din Canada? Din Canada! Uite, păi, atunci noi suntem foarte bucuroși să avem copii, nu din toată țara, din toată Europa, da? Pentru că am avut Germania, Franța, ei, și Canada, stați puțin! Deci ne extindem! Nu toată țara, nu toată Europa! Ce să facem? O să facem aici o emisiune extraordinară, dacă ar veni și din Africa, din... Cine știe, glumesc, stați liniștiți, dar cine știe, până la sfârșitul emisiunii, ce invitații vom mai avea. Deci o avem pe prietena noastră din Canada. Cum este Canada comparativ cu România? A fost un răspuns bun. O să te rog să vii aici, Tina, da, alături de mine. Așa, uite, să stăm cu fața. Cum este? În Canada? În Canada e mai frumos ca în România sau în România e mai frumos? În România e mai frumos. În România este mai frumos. Ia auziți, în România este mai frumos ca în Canada. Dragule peștișor, sper eu să nu pleci în Canada, da? Pentru că până acolo să venim să te căutăm ne-ar fi destul de greu. Hai că poate prin Germania, prin Franța am mai merge noi să-l căutăm pe peștișor. Dar în Canada niciodată. Niciodată să nu spui niciodată. Gata, am făcut cunoștință cu toată lumea sau mai trebuie să fac cunoștință și cu voi, da? Dă microfonul și... Dă microfonul mai departe. Cum te cheamă? Florența. Florența, Florența, o să te rog să vii, uite, aici mai aproape de noi. Așa, Florența, tu de unde ești? Din Focșani. Din Focșani! Păi, uite, știi ce zic eu? În Focșani, cine este cea mai bună prietena ta? Cum o cheamă pe cea mai bună prietenă? Teodora. Teodora? Teodora, deci Teodora din Focșani. Poți să-i transmiți tu un mesaj Teodorei de aici de la mare? Ia spune, eu mă distrez aici la mare cu prietenii mei de la peștișorul de aur. Tu, Teodora, ce faci? Cum este în Focșani? Sau poți să-i transmiți salutări? Să-i spui că ți este dor de ea? Ce vrei să-i spui tu prietenei tale? N-ai niciun mesaj să-i transmiți? Nu. Nu? Da, uite, ții la ea, nu ții... Cum să treaba între voi? Ia spune-i, te salutăm de aici, din stațiunea Olimp, dragă Teodora. Îi spui? Haide, spune-i tu la microfon. Spune-i, te salutăm de aici. Te salutăm de aici. Și fă-i cu mânuța.
Păi cu mânuța, haide, că am salutat-o eu pe Teodora de multe ori. Acum îmi dai microfonul și mai avem o fetiță aici, dornică de a se împrieteni cu noi. Tina, Tina, eu o să te rog așa să stai într-o parte cu fața la cameră, da? Așa. Cum te cheamă? Diana. Diana? Diana, tu câți ani ai? 5 ani. 5 ani și ești la grădiniță? Da. Tu de unde ești? De unde ești, Diana? Din București, din Focșani, din Franța, din Germania? Din Pitești, Ploiești, de unde ești? Nu mai contează de unde ești, contează că ești aici alături de noi, da? Tu cu cine ai venit la mare? Cu mami, cu tati, cu sora mai mare, cu fratele, cu cine ai venit? Cu tati. Cu tati, ia să-l salutăm noi pe tati. Tati este acolo? Tati este acolo, îi face pozei Dianei, da, îl salutăm și noi pe tati. De unde sunteți? Din? Din Curtea de Argeș. Și auziți, vă salutăm, dragi telespectatori, și din Curtea de Argeș. Și vă așteptăm la mare, pentru că este foarte frumos și avem foarte multe premii pentru voi, dragii mei. Iar acum, gata, trebuie să începem să ne jucăm, da? Uite, luăm microfonul, o să vă rog să mergeți pe scăunele sau pe șezlonguri, pe unde găsiți voi un loc. O să ne jucăm. Carina, vino aici alături de mine, da? Că noi suntem astăzi două Carine. Dacă nu v-ați săturat de una, mai avem încă una. O să ne jucăm peștele și pescare. Știți voi jocul acesta? Îl știe cineva? Tu știi peștele și pescare? Perfect! Atunci o să fie ajutorul meu de nădejde. Uite, o să te rog să vii alături de mine. Și Alina îl știe, da? Ai câștigat când erai mică la jocul acesta. Mi-aduc aminte, Alina. Uite, eu las microfonul ca să putem să explicăm mai bine regulile jocului și o să vă rog pe voi să mă ajutați, da? Pentru că voi știți jocul. Voi o să fiți primii pescari, da? Cei doi pescari. Și pescarii trebuie să prindă peștișorii, da? Noi, ceilalți care suntem pe scăunele sau pe șezlonguri, suntem peștii, da? Și ne strângem toți aici. Haideți, veniți toți, toți, toți. Îl știți? Ți-ai amintit, Dorian, de peștele și pescarii? Toți aici, toți peștișorii. Hai să vină toți peștișorii. Ce fac peștișorii? De obicei, ce știți voi că fac peștișorii? Ce fac? Ce fac peștișorii? De obicei, peștișorii. Înoată. Peștișorii înoată. Asta trebuie să faceți și voi. Întâi facem un exercițiu de imaginație. Ne imaginăm că aici este marea, da? Bine, marea este puțin mai, departe de noi, foarte puțin, dar noi ne imaginăm că o avem aici. Noi suntem în mare și notăm. Cei doi pescari sunt dornici să prindă cât mai mulți peștișori și ei au o plasă. Vedeți, aceasta este plasa. Plasa stă ridicată, da? Acum nu, cei doi pescari nu pot prinde pe nimeni aici. Când plasa se află în jos, există posibilitatea ca unul dintre peștișori să fie prins. 1, 2, 3, 4, 5, toți, da? Oricum, o să facem un joc de probă. Cei doi pescari își stabilesc un număr între 1 și 10, inclusiv 1 și 10, da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voi vă puneți de comun acord asupra unui număr, da? Eu o să număr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. În cele 10 secunde voi trebuie să notați în partea cealaltă a mării, da? Ați stabilit numărul, fetelor? 10, dar eu nu trebuie să-l știu, numai voi trebuie să-l știți. Fetele stabilesc un număr, da? Eu o să număr în momentul în care țin plasa deschisă, în momentul în care se ajunge la numărul pe care cele două l-au stabilit, adică dacă ele au stabilit numărul 6, da? Și eu am ajuns la 6, ele lasă plasa și prind peștișorii, da? Peștișorii care se vor afla în acel moment în plasa lor, da? Peștișorii prinși vor deveni pescari la rândul lor. Dar o să facem un joc de probă ca să vedem noi dacă am înțeles sau nu, că am explicat nu tocmai ok. Puțin mai în față, fetelor, vă rog să mergeți.
Așa, și plasa cât mai sus. Și gata, e perfect așa. Peștișorilor, sunteți pregătiți să notați? În momentul în care eu dau startul, voi notați. Intrați odată, ieșiți, veniți iar, da? Până se termină numărătoarea. Haideți! 3, 2, 1, start! 1! Și l-am prins pe Dorian! L-am prins pe Dorian, Dorian... Nu era unul fetelor? Păi... L-am prins pe Dorian în cazul în care nu era un joc de probă, dar pentru că acum este un joc de probă, Dorian, eu o să te rog să vii alături de noi, da? Acum, fetelor, stabiliți numărul și amândouă lăsați plasa în jos, da? Haideți, voi veniți aici peștișorilor, ce vreți să aflați numărul? Nu trebuie să aflați numărul. Gata? 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 și am prins un peștișor. Un peștișor care a devenit și el pescar. Și acum avem 3 pescari. Plasa s-a mărit, există posibilitatea să fiți din ce în ce mai mulți peștișori prinși. O să vă rog să veniți de fiecare dată în partea aceasta, da? Ca să nu auziți numărul. Veniți aici să nu auziți numărul. Eu vă țin de vorbă, da, aici. Peștișorii în noată, în noata ager, așa cum o să notați și voi în 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și am prins! Gata, nu mai contează, ați prins un peștișor. Voi stabiliți, fetelor, voi nu știți numărul care îl stabiliți? Păi, toată lumea să știe numărul. Nu fiecare își stabilește un număr pentru el. Noi stăm aici, da? Voi știți cum arată peștișorul de aur? Cum arată peștișorul de aur? Auriu. Auriu, e auriu și frumos și îndeplinește dorințe. Acum, așa, și ține mânuțele sus, sus, sus. 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4, 5! Am mai prins un peștișor! Am prins un peștișor care chiar mi-a... Carina, vino aici! Ce faci? Vrei să devii și tu pescar? Vino aici! Ne mai jucăm o dată, o singură rundă și cei care nu vor fi prinși de data aceasta vor fi câștigători și vor primi un premiu. Așadar, concentrați-vă foarte mult, da? 3, 2, 1, start! 1, 2, 3, 4 și am mai prins un peștișor, iar ceilalți sunteți câștigători. Veniți aici alături de mine, pescarii noștri merg pe scăunel, da? Și voi veți primi un premiu. Imediat vă aduc eu și premiul, dar să văd câți ați rămas. 1, 2, 3, 4, 5, da? 5 premii. O să vă rog pe voi să stați cu fața către camere, să vă vadă telespectatorii noștri cât de frumoși sunteți, iar eu am să vă aduc acum 5 premii, da? Ia să vedem noi care sunt cele... Deci avem un băiețel și 4 fetițe, da? Uite, băiețelul și cele 4 fetițe vor primi un premiu frumos din partea peștișorului. Imediat aducem premiul. O secundă. Gata, uite, pentru tine, dragă Dorian, avem un set de căletușe, iar pentru fetițe avem cuse pentru telefon, da, sau un fel de portofel, un portofel mai mic, mini portofel. Roz, pentru că voi sunteți... Tu n-ai fost prinsă, Tina, nu? Stai așa că ți-aduce... Așa, uite, mai am și pentru voi aici un premiu. Uite, Carina, uite, Tina. Iar noi acum mergem și stăm pe scăunele sau pe șezlonguri, pentru că v-am anunțat că în emisiunea noastră avem jocuri, distracție, voie bună și multe melodii frumoase astăzi. Eu astăzi am invitați de seamă alături de mine. Și... ei sunt dornici să vă cânte vouă, dragi telespectatori. Ia să vedem noi cine este primul trecut pe lista aici, cine o să ne cânte. Imediat, uite, o avem pe...
Alina, Alina, unde ești, Alina? Alina, ai plecat, Alina? Alina, astăzi ai venit pregătită să ne spui și o fabulă, nu? Să ne și cânți. Eu zic așa, să începem cu fabula, după care tu o să ne și cânți. E bine așa, Alina? Glume, glume mai târziu. Dacă avem timp de glume, spunem și câteva glume, dar acum o să le spunem telespectatorii noștrilor o fabulă frumoasă. Despre ce fabulă este vorba, Alina? Fabula pe care o voi spune astăzi se numește Leul deghizat. Leul deghizat alături de Alina Radu. Leul s-a îmbrăcat odată într-o piele de măgar, să colinde țara toată din hotar până în hotar, ca să vadă cum se poartă lupii, mari dregători, cu noroadele-i brajine de supus numegători. Deci, trecând el într-o seară la o margine de crâng, ca un bien măgar nătâng, niște lupi, cum îl văzură, se repet la el pe loc și într-o clipă îl înșfacă grămădindu-l la mijloc. Dat mișeilor, ajunge! Că vă rup în din țeacuș, spuse leul, apărându-și pielea cea adevărată. Astfel vă purtați voi are cu iubiții mei supuși? Lupii, cunoscându-i glasul, îndărât s-au tras pe loc și de frică se făcură mici, mici, ca niște cățeluși. O, Maria ta, iertare, spuse cel mai diplomat. Semănai atât de tare cu măgar adevărat. Mulțumesc! Îți mulțumim și noi, dragă Alina, o aplaudăm pe Alina! Haideți să o aplaudăm pe Alina, că Alina ne-a spus o fabulă foarte frumoasă și a fost alături de noi și ieri în emisiunea noastră. Alina, eu zic că ai timp să ne și cânti o piesă, da? Pentru că tu ai venit astăzi pregătită cu o fabulă, cu două cântecele și zic să ne și cânti. Piesa Trotineta? Da. Zic eu bine? Trotineta! Eu o să vă chem pe toți la dans alături de Alina, pentru că ea ne va cânta o piesă foarte frumoasă. Haideți, veniți la dans? Haideți să dansăm, lăsați premiile, vă jucați după cu ele. După emisiune, mergem la mare, ne jucăm în nisip cu găletușa. De fapt, mâncăm, dormim puțin și la ora 5 ne jucăm. Haideți, fetelor, veniți, da? Să dansăm alături de Alina Radu, care ne va cânta piesa Trotineta. Și cochetă cu claxon de dimichea. Ce e aia trotinetă că nici n-are șa? Și ce dacă-i bicicletă, și ce dacă-i trotinetă? Pentru mine nu contează că ce cum să văd. Chiar de e o bicicletă, chiar de e o trotinetă. Important e că mă plimb pe două roți. Mulțumim și noi, Alina, și am aici un premiu pentru tine, pentru că ai fost și alături de noi și pentru că ai venit și astăzi. O să-ți ofer o pușculiță. Uite, aici bași bănuții și are un loc pe unde poți să și scoți bănuții din pușculița asta când rămâi în criză, da? Dar sper să nu te afli niciodată în această ipostază, iar noi acum luăm o scurtă pauză de publicitate. Oh, oh!
Am revenit din pauza publicitară, suntem din nou în direct la emisiunea Peștișorul de Aur, emisiunea celor mai frumoși, celor mai cuminți și celor mai talentați copii. Și dacă tot a venit vorba de copii talentați, am invitați speciali, invitați foarte talentați. I-am ca invitați pe cei care au organizat în această vară Festivalul Tinereții și Festivalul Stelele Dunării. Festivalul Tinereții s-a terminat pe data de 5 iulie. El s-a desfășurat timp de 14 zile. O săptămână a fost folclorul, iar o săptămână muzica ușoară. Ei bine, astăzi i-am alături de mine pe cei care au organizat acest festival. Este vorba de domnul Stoica Viorel, directorul festivalului, de profesor Traian Broască, membrul juriului al Festivalului Tinereții și membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, directorul Centrului de Formare și Perfecționare Vocal-Instrumentală Mangalia. Ei bine, este o denumire așa destul de lungă, trebuia neapărat să o citesc de pe o hârtiuță. Și îl am alături de mine și pe domnul Adrian Radu, specialist în științele educației și economie socială. Sunt alături de mine să vorbim despre Festivalul Tinereții și despre Festivalul Stelele Dunării, care are loc în această perioadă aici la mare. A început de ieri festivalul și se finalizează astăzi, dar mai multe detalii vom afla chiar de la organizatorii acestui eveniment. Pentru că i-am alături de mine pe cei trei domni și pe cele două, pe unele dintre cele două câștigătoare, dacă au fost mai multe câștigătoare la acest festival. Eu vă spun bună ziua și vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația de a veni astăzi în cadrul emisiunii noastre, pentru că știu că aseară ați fost ocupați până târziu și astăzi trebuia să veniți la muncă iar și de seară iar la muncă și tot așa, nu? O ținem într-o muncă totală. Aveți și un microfon. O să ne descurcăm cu acest microfon, da? Încercăm să ne descurcăm cât mai bine, da? Îl am aici alături de mine pe domnul Stoica Viorel, da? Dânsul este directorul festivalului. Bună ziua și mulțumesc pentru invitație. De asemenea, apreciez ceea ce faceți pentru copii în această frumoasă locație. Am să fiu foarte scurt și la obiect. Festivalul Tinereții s-a terminat, cum spunea și dumneavoastră, în data de 5 iulie. Am avut aproximativ 700 de artiști care au urcat pe scenă, atât la folclor cât și la muzică ușoară. Am încercat să îmbinăm tradiția cu obiceiurile autentice. Am avut invitați deosebiți, inclusiv din Carei, Vaslui, Suceava. Am acoperit cam toate zonele României. A fost un festival destul de greu din punct de vedere organizatoric. 700 de artiști nu este ușor de gestionat, dar cu o echipă în spate am reușit să ducem la bun sfârșit. Am avut foarte multe premii care le-am lansat. Știu că nu este voie să spunem sponsorii, dar putem spune că am oferit biciclete, chitări, excursii la Bruxelles să vedem Parlamentul European și de asemenea plecăm la San Remo în februarie. Adică a meritat participarea la acest festival, pe lângă faptul că se afirmă, copiii au avut și de câștigat și acesta este un lucru care pe ei îi motivează foarte mult și îi ajută așa să prindă curaj pentru că sunt la început de drum. Categoriile de vârstă între care s-a desfășurat acest festival, care au fost? Deci categoriile de vârstă la muzică ușoară 6-9 ani, 10-14, 15-25 și secțiunea creație 9-35 de ani. Iar la muzică ușoară, la folclor, 6-9, 10-14, 15-25 și am avut o seară specială cu rapsozi, ansambluri artistice, orchestre și instrumental. Ce pot să vă spun? Aș vrea să punctez partea de Stelele Dunării, ca să las pe maestru Traian Broască să vă răspunde Festivalul Tinereții, pentru că a fost membru în juriu. Stelele Dunării este un concept nou. Dorim prin acest nou festival, din la ediția întâia, să aducem o pace în Europa prin cele 11 țări europene,
La prima vedere toată lumea o să zică Dunărea nu trece prin Mangalia, dar Mangalia este un port turistic, un șantier naval și, de ce nu, o zonă economică unde Dunărea se poate uni cu Marea Neagră și unde orașul Mangalia și primăria Mangalia are o deschidere deosebită către cultură. Asta ne-a dat șansa ca anul acesta să inaugurăm festivalul. În 2016 vă așteptăm alături de noi, sperăm să avem 2000 și ceva de concurenți din cele 11 țări. Conceptul nostru este diferit de ceea ce se întâmplă în România, că mai există steluțele Dunării la Brăila, la Turnul Severin. Nu intrăm să dăm cheile de succes ale noastre, dar cu siguranță fiecare țară care va participa vă va uimi prin ceea ce va aduce anul viitor. Colaborăm foarte bine cu Ministerul Afacerilor Externe și cu ambasadele românești din străinătate. O să-i dau cuvântul domnului profesor Traian Broască ca să discutăm despre Festivalul Tinereții și ceea ce a fost în cele 14 zile de evenimente pe scena plutitoare din Mangalia. Eu vă mulțumesc foarte mult și dacă tot ne-ați lansat invitația, sper ca anul viitor să facem o emisiune frumoasă de la acest festival, de la Festivalul Stelele Dunării. Atunci o să fie la ediția a doua și cu siguranță or să fie mai mulți participanți și dacă am aflat și noi de el, o să fim și noi alături de dumneavoastră. Acum îl avem pe domnul Traian Broască alături de noi, care i-am făcut așa o prezentare destul de lungă, trebuia neapărat să o citesc după hârtie pentru că nu mă descurcam să o zic fără hârtibuță. Da. Dumneavoastră, înțeleg că ați fost în juriu la Festivalul Tinereții, da? Da. Cum au fost participanții? Cât de pregătiți au fost? Pentru că sunt și festivaluri unde... Nu, vin și copii mai puțin pregătiți. A avut loc o preselecție înainte. Cum s-a desfășurat acest festival? Acest festival a fost unul din edițiile, cred că, cele mai bune până acum, pot să zic asta, pentru că au fost un număr impresionant de artiști, de la vârsta de 6 ani până la 35 de ani și vreau să scot în evidență faptul că cel puțin la secțiunea de folclor, unicitatea acestei secțiuni a fost deja relevată prin comportamentul și prin repertoriul pe care l-au prezentat acești concurenți din zonele respective. Trebuie să aducem la cunoștința telespectatorilor importanța acestui festival. Acest festival nu numai că promovează acești tineri, promovează în continuare tradițiile și obiceiurile noastre românești. Pe lângă acestea, acest festival s-a numit și Festival Internațional, pentru că alături de obiceiurile noastre și datinile noastre strămoșești și din țările vecine, am avut plăcerea să invităm și să participe ansambluri din țările riverane Dunării, mai cu seamă din Rusia, de Ucraina, Rusia, Bulgaria. Deci lucrurile acestea sunt foarte importante de reținut. Aceasta înseamnă o promovare importantă a actului cultural. După mine, la folclor a fost o reușită totală, pentru că aici s-au prezentat la înălțime și toate aceste ansambluri care au participat au avut originalitatea și mai cu seamă prospețimea care o aduce o asemenea orchestră, o asemenea interpretă sau interpret din zonele cele mai importante ale țării. Vreau să spun că la muzică ușoară a fost o noutate în acest an, faptul că de la cel mai mic de 6 ani și până la vârsta aceea de 35 de ani, care a participat chiar și la creație, au fost foarte bine pregătiți, pentru că au ținut cont de absolut toate detaliile și de precizările făcute de noi, de membrii jurului. Am fost alături de somități ale culturii românești în juriu, iar faptul că le-am arătat adevărata față a fenomenului, adică dorim autenticitate, dorim ca acești copii să se prezinte la un nivel înalt de pregătire. De ce asta? Pentru că preselecția are un rol deosebit. La noi a fost
totul pus la punct, pentru că mi se spune că timpul este scurt. Am să o rog pe câștigătoarea trofeului de la Mărgășoară. Să înțeleg că astăzi ați venit alături de câștigătoarea festivalului tinereții, trofeului festivalului tinereții. Pe tine te cheamă Alina Dragomir. Bună ziua și bine v-am găsit. Alina Dragomir, întâi țin să spun felicitări, dragă Alina, pentru că înțeleg că tu ai fost cireașa de pe tort, da? Tu ai obținut premiul cel mai mare al festivalului. Piesa ai cântat? Mulțumesc din suflet. Am cântat piesa Paulei Stelling, Noapte caldă. Acesta este trofeul. Acesta este trofeul, să-l arătăm și telespectatorilor noștri. Acesta este trofeul Alinei, da? Un trofeu cu care mă mândresc foarte mult, pentru că este câștigat chiar în orașul meu. Și un trofeu care mi-a demonstrat că eforturile mele sunt răsplătite. Astăzi ai venit alături de noi să ne demonstrezi și nouă că ai meritat acest trofeu. Eu sunt convinsă că l-ai meritat, dar ai venit să ne cânti și nouă piese frumoase. Și îl avem alături de noi și pe domnul Adrian Radu, da? Domnul Adrian Radu, care este specialist în științele educației și economie socială. Bună ziua, sunt într-adevăr Adrian Radu, nu știu cât de specialist sunt, dar încep prin a vă mulțumi foarte mult. Am înțeles bine, sunteți din Buzău. Suntem din Buzău, sunteți da, din Buzău. Oameni super fain și eu cred că întorsătura Buzăului va reorienta România spre un alt fel de gândire. Chiar spunea cineva că e frig acolo, dar cred că trebuie să înghețăm lipsurile și să mai și înghețăm calitățile noastre pe care credem că trebuie să le folosim, care spunea un invitat de mai devreme, de fapt nu sunt folositoare, cum este egoismul, și să ne aducem aminte de ceea ce este cu adevărat frumos la români, adică ospitalitatea. Mulțumim mult că ne-ați invitat. Și noi vă mulțumim foarte mult că ați venit în cadrul emisiunii noastre, pentru că am spus că este foarte multă muncă în acest weekend, pentru că se desfășoară festivalul Stelele Dunării și este obositor seara, apoi dimineața și la noi aici la emisiune, dar ați venit să ne vorbiți și ne-ați vorbit foarte frumos despre acest festival. Sper eu să ajungem la anul și noi și să fie un eveniment mai mediatizat. Nu vrem să ne oprim fără să reamintim exact ce spunea și maestru. Deci în juriu a fost domnul Viorel Gavrilă, care este vicepreședinte la Uniunea Compozitorilor, doamna Viorela Filip, domnul Marin Voican Ghioroiu, Rodica Anghelescu, care a și demonstrat pe scenă nu doar că este membru de juriu și a ținut un recital ca să demonstreze celor prezenți ce înseamnă să fii într-un juriu, Carlo Cori din Italia, sper că n-am uitat pe nimeni din cei prezenți. Noi vă mulțumim. Compozitor Viorel Covaci. Ce vreau să punctez înainte de a ne lua la revedere de la telespectatorii noastră, colegul meu Adrian Radu este voluntar în eveniment, a venit anul acesta de la Timișoara alături de noi, tocmai ca să înțeleagă procesul de festival, iar anul viitor vom avea câteva surprize pentru dumneavoastră în ateliere de lucru pe lângă festival, tabere deosebite. Încă o dată vă mulțumesc, sper să ne revedem curând, chiar în cadrul preselecțiilor care le vom face la Buzău, să sperăm că vom colabora să fiți partenerii noștri de preselecție și să urăm succes celor care urmează să cânte. Vă mulțumesc foarte mult și pentru că tot o avem pe Alina și pe Alexandra. O avem pe Alina și pe Alexandra, da? Alături da. De noi. Și cântă Alexandra prima? Că e mai mică sau cântă Alina? Alina cântă prima. Atunci Alina o să cânte prima. Alina, câștigătoarea trofeului Festivalul Tinereții. Alina, ce piesă ai pregătit pentru astăzi? Voi cânta inițial piesa care mi-a adus trofeul și Do It Like a Dude, piesa Jessie J, repertoriu internațional. Atunci mergem la dans, da, copii? Haideți la dans alături de Alina! Thank you.
nori. Toată lumea dansa, toată lumea râdea și așteptam încă o dată. Atingerea ta. Și tu știi ce-mi doresc, doar tu știi ce-mi doresc. Chiar sărutul meu cad, îți va spune cât pot să iubesc. E o noapte cadă și e bine lângă tine. Mă întreb ce-am putea să ne aduc împreună o noapte. E o noapte caldă și e bine lângă tine. Mă întreb ce-ar putea să ne aduc împreună o noapte. Nu e târziu să încerci să faci ce eu să-mi cedez, să mă mai minți. Și tu știi ce-mi doresc, doar tu știi ce-mi doresc. Chiar sărutul meu cad în fa, spune că pot să iubesc. E o noapte caldă și e bine. Ce-ar putea să ne aduc împreună o noapte. E o noapte caldă și mi-e bine lângă tine. Mă întreb ce-ar putea să ne aduc împreună o noapte. Aplauze pentru Alina, Alina Dragomir. Alina Dragomir, câștigătoarea festivalului Tinereții. Iar acum, Alina, te las cu cea de-a doua piesă. Sigur. Drop the big nasty face while you're looking at me. Flying, 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 flying through the sky. In my spaceship I'm an alien tonight. Dirty, 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 dirty sucker. You think I can get hurt like you? You matter. I can do it like a brother, do it like a dude. Grab my crotch with my head on like you. Do it like a brother, do it like a dude. Grab my crotch with my head on like you. We can do it like a man, then man, then hey. We can do it like a man, then sugar, sugar, sugar. We can do it like a man, then hey. We can do it like a man, then sugar, sugar, sugar. Boom, boom, hey. Pull me a beat. No pretty dreams, I'm a guy out here. Rolling, 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 rolling. I'm a dick like this. Dirty, 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 dirty sucker. You think I can get hurt like you? You matter. I can do it like a brother, do it like a dude. Grab my crotch with my head on like you. Do it like a brother, do it like a dude. Grab my crotch with my head on like you. We can do it like a man, then man, then do it like a man, sugar, sugar, sugar. We can do it like a man, man.
sugar, 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 boys. Come say what you wanna, boys. You need to lick my collar, boys. Getting hotter than the collar. Hotter, hotter, whoa, oh, boys. Come say what you wanna, boys. You need to lick my collar, boys. Getting hotter than the collar. Hotter, hotter, whoa. I can do it like a brother. Do it like a dude. Grab my crotch with my halo like you. Do it like a brother, do it like a dude. Grab my crotch with my head on like you. Do it like a dude, grab my crotch with my head. We can do it like a brother, do it like a dude. Grab my crotch with my head on like you. Do it like a man, then man, then. We can do it like a man. Sugar, 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 we can do it like a man, then man, then. Hey, we can do it like a man. Sugar, sugar, sugar. Do it like a dude. Do it, do it like you. Do it like a dude. Do it like a dude. Aplauze pentru Alina. Îți mulțumim, Alina, foarte mulțumesc mult. Acum o invit pe Simon, Alexandra, alături de noi. Unde ești, Alexandra? Aici ești. Uite, îți ofer microfonul să ne cânti. Da, tu să înțeleg că ești câștigătoarea locului 3 la Festivalul Tinereții și că ai fost în recital la Festivalul Stelele Dunării? Da. Așa este. Și astăzi cu ce piesă ai venit pregătită? Cu piesele Să-i cunoașteți pe români, Sonă la principesa. Atunci te ascultăm cu prima piesă, da, Alexandra? Da. Bine. Hai veniți la noi acasă să-i cunoașteți pe români. Când vedea că dintre oameni sunt pe lume cei mai buni. Hai veniți la noi acasă unde florile zâmbesc și cu dulcea lor culoare de pământul înfloresc. Fetele frumoase, costumele din povești. Este drag să le azi, este drag să le privești. Hei! Hai veniți la noi acasă să-i cunoașteți pe români. Veți vedea că dintre oameni sunt pe lume cei mai buni. Hai veniți la noi acasă unde florile zâmbesc și în dulcea lor culoare tot pământul înfloresc. Hei! Brazii se înalță mândri, tot mai sus și tot mai sus. Se aude ciocârlia când e soarele în apus. Tot ca brazii sunt plăcăi și află la pălării. Când pornesc câtă în ahoră în bătaia inimii. Hei! Hai veniți la noi acasă să-i cunoașteți pe români. Veți vedea că dintre oameni sunt pe lume cei mai buni. Hai veniți la noi acasă unde florile zâmbesc și cu dulcea lor culoare tot pământul înfloresc. Hei! Și miroasa vată înginsă și a fine caldă iar. Când românii trec prin viață nu e trecere în zadar. Iar bătrânii pe la parte spun istorii de demult. Vorba lor mi-e rădăcină și îmi place să o ascult. Hei! Hai veniți la noi acasă să-i cunoașteți pe români. Veți vedea că dintre oameni sunt pe lume cei mai buni. Hai veniți la noi acasă unde florile zâmbesc și cu dulcea lor culoare tot pământul înfloresc. Hei! 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 Cu bucate-mi miresmate pe oricare îl primim. Știm ce înseamnă o speția, știm cu tot să dăruim. Dar să-l ferească Sfântul pe acel ce ne vrea rău. Că nu rabdă nici pământul și nu-l iartă Dumnezeu. Hai veniți la noi acasă să-i cunoașteți pe români. Veți vedea că dintre oameni sunt pe lume cei mai buni. Hai veniți la noi acasă unde florile zâmbesc și cu dulcea lor culoare tot pământul înfloresc. Hei! A
aplauze pentru Simona Alexandra. Alexandra, acum cea de doua piesă este? Sonă la principesa. Atunci eu mă retrag cu prietenii mei să-ți facem o coreografie frumoasă pe spate și să o ascultăm pe Alexandra. Sono la principessa della famiglia, dolce, calda, carina e la più piccola. Sono un raggio di sole e sto individuo, e la luce del mondo, io per voi già vedo. Con me, lo sai, mai triste tu non sarai. Allegria voglio solo per te, perché vorrei lo essere, te lo avrai per sempre nel cuore. Non mi piace la notte, a me un giorno di più. Odio l'indifferenza che la senti anche tu. Sofferenza svanisca in ognuno di noi. Sole, nove sole per voi. Con me, lo sai, mai triste tu non sarai. Allegria voglio solo per te, perché vorrei un angelo essere, che lo avrai per sempre nel cuore. La vita in rosso, io la dipingerò, e nel lungo cammino e ti aiuterò, ti darò la speranza, la tua amica sarò. Con me, lo sai, mai triste tu non sarai. Allegria voglio solo per te, perché vorrei un angelo essere. Mulțumim și noi, reamintim faptul că Alexandra este câștigătoarea locului 3 al Festivalului Tinereții și a fost și în recital la Festivalul Stelele Dunării, care a avut loc în Mangalia, care are loc încă, nu? Că mai este și în seara aceasta, așadar dacă vreți să vă duceți, sunteți așteptați acolo. Alexandra, eu mai ai o piesă? Nu. Nu, dar, nu mai ai o piesă, dar vrei să transmiți un mesaj? Da, vreau să le mulțumesc tuturor care le-a plăcut piesa mea și cum am interpretat-o, și membrilor membrilor juriului și să și să saluți pe toți telespectatorii noștri, da, care ne urmăresc în acest moment. Uite, fă-le și cu mânuța. Noi îți mulțumim foarte, foarte mult și acum îl invit pe Teodor alături de noi. Teodor, aici ești, Teodor. Teodor, și tu ai participat la festival, așa-i? Da. Așa-i. Și tu ce premiu ai luat? Premiul 3. Premiul 3, da? Și astăzi ai venit să ne cânti, da? Da. Ce piesă o să ne cânti tu, Teodor? Ce piesă ne cântă Teodor? Reclame. Reclame, piesa Reclame. Noi mai avem până la Reclame. Rămâneți alături de noi și alături de Teodor. Oh,
ce mi-aș dori. Mie-mi plac reclamele. 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 Vreau să fiu și eu un personaj miele. Sunt o lampă din așa repede de stele. Pentru Teodor. Teodor, mai ai o piesă pregătită pentru noi astăzi? Românașul. Românașul, dar vino aici și stai cu fața la telespectatorii noștri, că tu ești un artist, măi, Teodor. Dacă ai primit și premiul la festival și la Românașul, cum trebuie să dansăm noi? Populară? Da. Trebuie să dansăm populară, ați auzit? Populară, să facem o horă? Facem o horă alături de prietenul nostru, Teodor, cu piesa Românașul. Teodor, aplauze încă o dată pentru Teodor și o invit repede, repede alături de noi pe Miruna. Miruna și mai cum? Maria. Miruna, Maria și numele de familie? Gheorghe. Gheorghe, am înțeles. Măi, Miruna, tu ce premiu ai câștigat la festival? Nu am fost
Nu ai fost la festival, dar ai fost în recital sau... Nu? Nu. Nu ai fost. Bine, atunci, Miruna, tu ce piesă ne vei cânta? Româncuța. Româncuța. Deci rămâneți în aceeași formație și o ascultăm pe Miruna cu Româncuța.